Astăzi la ora de cripto, haideți să facem un update, un market update de weekend, să vedem cum arată piețele, nu o să fie foarte lung deoarece este weekend. Înainte să mergem mai departe, nu uitați să faceți gălăgie în algoritm, să lăsați un like, un coment, deoarece mă foarte mult. Bun, Bitcoin 23.200 de dolari. De bine, nu s-a mișcat foarte mult față de el, Același lucru a ieșit din acest bull flag, a mers în sus, dar în partea importantă este că a retestat cu succes. Da, vedeți, odată a reintrat sub această rezistență și de aici instant s-a dus în sus. Astăzi este un lucru destul de îmbucurător și dacă ar fi un lucru ce vrea, ar fi ca până luni prețul să se mențină peste 23.000 de dolari, da? Să, se, să fluctueze aici între 23-23.500, cam tot așa până luni, să nu scădem în weekend. Deoarece asta ar putea să ducă puțin și lunea și marțea în jos. Dar de obicei nu prea s-a schimbat foarte mult Bitcoin, atâta timp cât stă peste 22.500 de dolari, din punctul meu de vedere arată bine. Un singur lucru este că pe minus este că nu avem volum foarte mare, da? Dar ne așteaptă o săptămână foarte importantă. Deoarece S&P-ul a ajuns la prima rezistență și dacă săptămâna asta a cam tot stat pe acolo, da, vedeți, vreo 5 zile a cam tot stat prin, prin jurul valorii de 4.145-4.150, a cam tot stat pe ei și pare că nu va sparge această rezistență. Rămâne de văzut ce va face S&P-ul de aici, dacă va face un double top sau um, o să treacă. Da? Și cred că informația cheie este la inflația la inflație. În 10, cred că miercuri este 10, da miercuri, o să avem date legate de inflație. Dacă inflația, cred, dacă inflația o să depășească 9,1 S-ar putea să scadă din nou bursele și Bitcoin, da? Dar dacă o să scadă inflația, dacă o să fie sub 9,1%, cred că piețele ar putea pompa și S&P-ul implicit să treacă peste prima rezistență și să ia shorturile urile deoarece cam toată lumea așteaptă uh, să scadă și după aia să scadă mai încolo, da? Deci dacă inflația vine peste 9,1%, dacă vine sub 9,1, atunci cred că S&P-ul ar putea pompa pe la, pe, pe la 4.400, cam până acolo, dacă o să vină sub 9,1. Da? Cred că acest lucru s-ar putea întâmpla. Deci avem o săptămână la fel, din nou foarte importantă. Dar un lucru foarte important face și dxy și îmi place că face asta. DXY vă spunea că a format acest falling wedge și vă spunea că are șanse mai multe să meargă în sus decât în jos. E bine, a ieșit în sus și prin aceste două lumânări a retestat rezistența anterioară în suport și prin această lumânare, prin acest bullish engulfing, adică această lumânare practic a înghițit ultimele două zile, ne arată trendul pe următoarele zile. Și înseamnă că de aici DXY-ul ar ca trebui să spargă, să meargă puțin și mai sus, din nou spre zona de 100-910, adică să depășească euro și să se apropie de un dolar să fie 5 lei. Este un lucru foarte plauzibil în următoarele zile și săptămâni și vă spuneam, când DXY-ul urcă, piețele scad. Mergem și pe altcoin-uri și uh, vedem în acest weekend că anumite altcoin-uri pompează bine și Eagle este una dintre aceste altcoin-uri. Uh, a ieșit din acest uh, ascending triangle de toată frumusețea. Rezistență odată aici, odată aici și a treia oară este cu succes trece de prima rezistență de care vorbeam eu. Uh, și uh, un lucru negativ este că uh, volumul nu este chiar foarte mare. Dar pentru un weekend cred că totuși este un volum uh, acceptabil. Da, vedeți aici volumul la linia medie de volum și încă mai avem uh, 7, ore 40, 7 ore și 48 de minute până se va închide luminarea de zi. Dar Eagle arată destul de bine și dacă se va menține și mâine și luni peste 65 de dolari, cred că are potențial să meargă chiar și până în 71-77 de dolari și poate un ultim target 8, 8 100 de dolari. Deoarece dacă punem uh, pragul de aici, de la suport până la resistență, cum se măsoară targetul dintr-un ascending triangle, uh, putem vedea că targetul final ar fi undeva în jur, jurul valorii de 98 de dolari, de 100 de dolari, da? Dar nu, să nu vă gândiți că mergem instant la 100 de dolari. Dar arată destul de bine E-Gold pe termen scurt. Un lucru ce mă încântă și mai mult pe E-Gold este că a ieșit din acest bull flag pe care îl formase pe daily în funcție de Bitcoin, da? Un bullish pennant foarte frumos și atunci când un altcoin performează mai bine decât Bitcoin, atunci acel altcoin urcă foarte mult, da? Deci dacă și Bitcoin o să pompeze și dacă o să pompeze și e în funcție de Bitcoin, atunci e va pompa foarte bine, da? asta vreți să vedeți la un altcoin că uh, performează mai bine ca și Bitcoin. Și asta face Eagle în aceste momente. A ieșit din acest bullish pennant, este peste EMA Ribbon pe daily și cred că are foarte mari șanse să testeze zona de 3200 de satoshi pe daily unde este EMA 200. Deci Eagle, pe termen scurt, arată foarte bine. Mă aștept la încă o creștere de 12% minim în funcție de Bitcoin în următoarele zile. Mergem și pe Ethereum. Ethereum a reintrat în acest uh, Rising Wedge pe care îl formase. Da? Un Rising Wedge teoretic ar că trebui să meargă în jos și a ieșit puțin în jos, dar la retestare Ethereum a reintrat în acest Rising Wedge și este la această rezistență foarte importantă la 1700 de dolari. Aici este o rezistență foarte importantă și vedem dacă de data asta va trece. Odată nu a trecut și s-a corectat vreo o săptămână pe aici și vedem a doua oară dacă trece sau dacă nu trece. Cel mai probabil va forma un double top care este o for formațiune bearish și ne-ar cam arăta slăbiciune în piață și slăbiciune pe Ethereum și ar cam trebui să se corecteze. Merge și pe AVAX. La fel, și AVAX îmi place pe termen scurt, a ieșit din acest triunghi simetric pe care îl formase AVAX și la fel, dacă calculăm liniuța de la suport la rezistență, putem vedea că un target pe AVAX ar fi undeva în jur valori de 5-5 de dolari. Bineînțeles, nu știu dacă o să ajungem chiar până la 55 de dolari, dar un prim target este deja atins, 25-26 de dolari. Al doilea target ar fi undeva la 30, între 30 și 33 de dolari, iar al treilea target undeva între 35 și 37 de dolari și AVAX arată foarte bine și asta îmi place la fel și pe Eagle și pe AVAX că urcă și în funcție de Bitcoin. Da? Le ved, vedem și AVAX BTC a ieșit din acest triunghi simetric și arată putere în piață pe AVAX. Dacă punem și EMA ribbon peste EMA Ribbon are foarte mari șanse să testeze și EMA 200 dacă punem și EMA-urile, vedem că EMA-ul 20 cu 50 s-a intersectat, deja este și peste EMA 100 și are mari șanse să meargă și la EMA 200, da? Deci AVAX arată foarte bine pe termen scurt dacă și piața o să crească puțin de aici. Deci cam asta a fost update-ul de weekend și mai fac un update um, pe Satoshi Island. Uh, pentru cei care ați investit deja în acest proiect de care discutasem Satoshi Island, dacă nu o să vă las linkul la descrierea videoclipului, știți de proiectul celor de la Ten Set. Din păcate nu mai puteți investi în acest proiect, dar vă fac un update și... Deja vedem că moneda celor de la Satoshi Island se va lansa pe un exchange tier 1, după cum vă spuneam că sunt cel mai mare șanse să se, la, să se lanseze pe un exchange tier 1, cum s-a întâmplat și, pe, și cu moneda Fame MMA, dacă vă mai, aduceți, vă mai aduceți aminte, și în ziua lansării a făcut 300x și spune spunea cum că este scam, că nu se poate, că nu se poate. Tenset este cel mai bun launchpad din cripto după părerea mea. Și uh, acum câteva zile au avut subscripția uh, ca să pui din nou monedele lor, iau niște monede Tenset și dacă pui 5000 de monede uh, de ale lor în valoare de 17500 de dolari și le blochezi la staking timp de un an tu primești alocări de 1000 de dolari în aceste proiecte care fac foarte multe X-uri, da? Și este un proiect serios și acum uh, au spus că se vor lansa pe Tier 1 Exchange, după cum vă spuneam. Și dacă vreți să vedeți mai multe despre acest proiect, puteți intra și pe uh, Tor, pe această persoană, o să las link lui în descrierea videoclipului. Și această persoană chiar s-a mutat deja pe această insulă și aici vedem și cum arată oceanul pe acolo prin Vanautu, da, vedem aici. El s-a mutat deja și face tot niște update-uri foarte interesante exact de acolo de pe insula, de pe Vanautu, de pe Satoshi Island și în următoarele zile se va lansa pe un exchange tier 1. Deci când uh, o să mai fie subscripția celor de la Tencent o să vă mai țin la curent. Da, Vedeți ce fain arată această insulă și cum arată oceanul undeva pe lângă Australia și vedem și partea de tokenomics. O să fie 21 de milioane de monede exact ca și pe bitcoin. Vedem repartiția, 40% la public sale, 15% private sale, 9% funding team and staff. Cam atât a fost pentru astăzi, sper că a fost de folos acest video și vă mulțumesc pentru fiecare like, pentru fiecare coment și vă aștept și pe contul de Twitter. Data viitoare!